Am revenit, dragi gorjeni, în partea a doua a întâlnirii noastre cu vicepreședintele PMP, domnul Leo Belger, cunoscut activist civic, cunoscut politician, omul care printre puținii se numără care spun lucrurilor pe nume, și de această dată vom vorbi despre problemele care macină clasa politică, probleme care vom vedea dacă în opinia domniei sale vor marca, să spunem în acest fel, aceste aspecte despre care vorbeam, vor marca ceea ce se va întâmpla la urne în 2016, atunci când suntem chemați să ne votăm aleșii locali. Încă o dată, bine ați venit, domnule vicepreședinte! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Poate mulți își pun întrebarea, de ce atât de des? Probabil că sunt mulți. Pentru că este nevoie de dumneavoastră aici, așa cum spuneam, sunteți printre puținii care spuneți lucrurilor pe nume. Încă mai există câte unul ca mine, puțini, de altfel, care mai au curajul, deocamdată, până nu mă rezolvă de tot băieții, Doamne, dar, din păcate, suntem puțini care mai avem curajul să mai spunem câte ceva. Din păcate. Mai e narcizdajul care trebuie rezolvat și restul, fugarul să-l are adus la tăcere. Eu sunt în instanță, mai e narcizdajul care are puțin curaj și el. Dar, din păcate, ne îndreptăm spre o prăpastie din care nu o să ne mai scoată nimeni. Din păcate. Și nici nu există cale de a se îmbunătăți lucrurile. Ce înseamnă această prăpastie social, vorbind economic, financiar? Din punct de vedere social, observați că sunt atâtea cazuri în care nu le mai are nimeni sub monitorizare. Sunt cazuri din ce în ce mai multe în care statul ridică din numeri și zice, bă, n-am cu ce să vă rezolv, descurcați-vă. Deci știam că se ajunge la lucrurile astea de ani, cu ani de zile în urmă, când spuneam că vor veni timpurile când vor fura totul și după aceea totul vom suporta noi, în spinarea noastră, de la noi se va recupera absolut totul. Și pentru sănătate, și pentru învățământ, și pentru transport, și la interne. Deci n-au de unde să ia bani decât de spinarea privaților și de la populația civilă. Din punct de vedere economic, observați că de 4 ani, de circa 3 ani de când a venit PSD-ul la guvernare, s-au închis toate investițiile. Absolut toate investițiile. Observați că nu mai zice nimeni de acea acciză de la benzină și motorină. Cât timp au luat-o? S-a întrebat cineva ce a făcut cu banii aia? Ce a face drum, face autostrăzi? Ciuciu, nimic. Și multe alte minciuni. Devine de rău. Readuc în discuție cazul Elena Udrea. Domnule și domnilor, această femeie a fost blamată de foarte mulți politicieni, inclusiv de noi din mediul rural, din mediul urban. Dar această femeie a dat drumul la niște investiții majore. Niște investiții care au creat locuri de muncă. Însă, ce nu știm noi și dumneavoastră și eu bineînțeles că știu, dar dumneavoastră nu știți, această Elena Udrea era una singură. Una singură. Și ea a dat investiții pentru toată țara. Închipuiți-vă ce ar fi fost ca Elena Udrea să fi mers în toate comunele acestei țări să verifice dacă ăla a cheltuit banii conform proiectului și dacă a făcut lucrare conform proiectului. Ce înseamnă asta? Dați cu piatra și nu știți de ce și în cine. Această femeie a creat locuri de muncă, a generat locuri de muncă. Însă, inclusiv cu Transalpina, nu trebuia să vină
o investiție de altfel extraordinar de benefică pentru județul Gorj. Extraordinar de benefică. Dar nu trebuia să vină Elena Udrea să verifice dacă a pus parapeți sau dacă a turnat stratul. Sunt instituții ale statului care trebuia să verifice lucrurile astea, dar care nu funcționează. Nu funcționează. Pentru că ăla care a făcut lucrarea a dat și lui ăla. Exact la cine trebuia să nu-l verifice. Oare e atât de greu de înțeles? Nu zic că Elena Udrea nu s-a uns și ea. S-a uns, dar cred că de bun simț. Că avea bani bărbatul. Dar observați că după ce i s-a pus borniță lui Elena Udrea, ce s-a întâmplat după ce a venit PSD-ul? A închis totul. Toate investițiile și banii care trebuiau repartizați pentru acele investiții începute s-au folosit pentru camarila politică. Clar! Observație, nu pot să trec cu vederea și să nu spun încă un exemplu, să dau un exemplu, ca să vă demonstrez că nu funcționează nicio instituție din județul Gorj, dar la nivel de țară. Hai să vă dau mură în gură celor care trebuie să vegheați la cheltuirea banului public și banilor europeni. Concret, la Limpești s-au asfaltat circa 6 km de drum de tarla. Încă nu s-a făcut recepția, să veniți să vedeți cum este drumul. Baci mâna prin el, harcea-parcea. Și acum primarul ce a făcut? A venit în Consiliul Local să ceară aprobare ca primăria Comunei Limpești să împrumute 14 miliarde chipurile să plătim TVA-ul la Sapard pentru acest proiect. Doamna primar, păi dacă nu e bun, nu l-ai făcut cum trebuie și cum eu am spus că nu e bine făcută lucrarea. M-ați luat toți în râs. Acum cer bani, 14 miliarde, pe banii noștri, pe banii proștilor din Alimpești, să le faci dumneata lucrarea. Doamnă, nu se poate. Trebuie cineva să vină, să constate ceea ce am spus eu acum, dacă eu am mințit, să mă bage la arest. Iar dacă nu, pe dumneata și pe cei care ați mâncat banii ăștia. Asta se întâmplă la nivelul județului Gorj, vorbesc. În țară e la fel. De ce politicieni am avea nevoie în 2016 ca să fie credibili, ca să oamenii, votanții, alegătorii să fie determinați, să fie motivați să meargă la vot și să nu mai greșească, să se întâmple altfel în politică și în social și în administrație decât s-a întâmplat până acum? Știți ce? Eu acum să mă ierte Dumnezeu, eu spun un lucru. Fără falsă modestie vă spun lucrul ăsta. Eu să am un Narcis Daju, un Ion Fugaru, la nivelul județului Gorj, să reprezentăm undeva în Parlamentul României, indiferent unde, să reprezentăm interesele județului, cred că ar fi extraordinar pentru județul Gorj. Extraordinar. Ăștia sunt oamenii în care am eu încredere. Marian Olaru, un Romanescu. Deci oameni care știu că se zbat într-adevăr pentru interesele cetățenilor și pentru interesele județului, nu pentru interesele lor personale. Pentru că m-am testat pe mine ca om în societate. N-am căzut la pace cu nimeni. Și mi s-a propus atâtea facilități și n-am căzut. Înseamnă că totuși am crezut în bunul Dumnezeu și m-aș bucura din suflet ca toți cei din jurul meu să trăiască bine. Chiar dacă mi se întâmplă lucruri ciudate, dar îmi doresc ca semenii mei să trăiască bine, să nu mai văd copii suferind, să nu mai văd oameni veni la mine să zic ajutați-mă, domnul Belghe, cu emisiunea, că nu pot să fac o operație, că nu știu. Nu se poate așa ceva. E dureros, cumplit de dureros. Că suntem oameni și avem suflet în noi. Sunt câini care nu au suflet, aia taie carne vie. Dar mai sunt și oameni cu suflet care nu pot să treci cu vederea niște lucruri, de altfel, ușor de rezolvat. Dar instituțiile cărora noi le-am dat banii, i-au mătrășit și bieții oameni
își caută sănătatea prin televiziune, prin ziare, ajutați-mă. Ăștia ne-au luat demnitatea, ne-au luat dreptul de a zâmbi. De a spera. De a spera. Deci absolut toate drepturile normale și omenești ni le-au luat acești indivizi. Și sunt printre noi, îi vedem și îi votăm în continuare. E treaba lor, nu? Deci, eu am spus-o mereu și o spun cât voi mai trăi, când m-a lăsat bunul Dumnezeu. Dacă nu ne îndreptăm acum în 2016 și nu analizăm omul, nu lista, că în listă, dragul meu, în listă, se trec șmecherii pe listă la partid. Se știe, pentru că să nu pierdă puterea. Pe locuri eligibile. Exact, pe locurile eligibile. Dar cetățenii din teritoriu trebuie să analizeze fiecare listă și fiecare candidat. Mă, ăsta a apărut că acum e internet. Bagi numele pe internet. Ăsta este om de caracter sau a avut probleme? Că presa, nu degeaba e presă. Presa este să relateze toate faptele bune, faptele care le-ai făcut în viață și atunci îl analizez. Merită ăsta îi dau votul meu? Votul dumneavoastră atârnă extraordinar de greu. Un vot, deci cu un vot știu pe cineva în Consiliul Județean care la un vot, deci pentru un vot a schimbat balanța cu ani în urmă în Consiliul Județean, funcția de președinte al Consiliului Județean. Un vot. Deci votul ăsta atârnă fantastic de greu. Dumneavoastră nu știți cât de benefic sau cât de rău pentru societate e votul dumneavoastră. Deci oamenii trebuie să fie responsabili sociali și să nu mai stea acasă, să atunci când sunt chemați la urne să vină. Toată lumea trebuie să iese, pentru că neparticiparea dumneavoastră la vot, ați încurajat șmecherii să pună mâna pe putere și să ne frece, să ne iese capacele. Deci, votul dumneavoastră este extraordinar de util într-o societate normală. Deci, toată lumea, vecini, prieteni, rude, toată lumea trebuie să iese la vot. Un vot înclină o balanță. Ori spre bine, ori spre rău. Contează fantazie de mult. Caut pe mult. Eu nu mă mai duc la vot. Dă-i dreclui că ne-a săturat, nu știu ce. Nu! Atunci le faceți cel mai mare bine când nu vă duceți la vot. Când vă duceți la vot și vă asumați responsabilitatea, e ok. După gândirea dumneavoastră. Acum că dați tix, asta e. Dar dați-vă votul. Să nu votezi altcineva în locul dumneavoastră. Puneți acolo ștampila. Puteți face orice cu votul dumneavoastră. Dar trebuie să mergeți. La orice votare trebuie să mergeți. Din păcate, vreau să o spun și pe asta, bietul Filip, Dumnezeu să-l odihnească, săracul prietenul meu, un băiat de extraordinar, de un caracter extraordinar, a schimbat viața orașului Rovinari. Domnilor, nici nu l-a lăsat să sărăcească. Și ați văzut ce impresă. Ciolanul ăla e cel mai dulce. Ciolanul. Și acum nu-ți dea cu nici cu vicele primar. Că la 3 zile, gata, ăla să plece, ăla să-și dea demisia. Mă, tată, nu se face așa treaba. Lasă echipa în continuare. Vezi dacă ăla îl analizezi în timp. Nu că dai cu toporul acum, că ce să faci? Nu trebuie să schimbi o echipă. Asta se schimbă lucrurile din mers. Nu dintr-o dată, pac. Pentru că lucrurile, după câte știu eu, au mers bine până în prezent la Rovina, dar în sfârșit, dânsii știu ce au acolo de făcut. Domnule vicepreședinte Leo Belgăr, avem sau nu politicienii pe care îi merităm? Dragul meu, nu. Nu. Pentru că nu văd și n-am văzut până în prezent de 25 de ani unul să iese la tribuna Parlamentului și să pună punctul pe ei. Nu. Nu, să duc și dorm acolo. Păi eu am atâția ani de când aduc în fața dumneavoastră fapte reale de corupție. Mi-au dat în cap până m-au nenorocit, dar am continuat lupta. Și așa trebuie să facem toți ca să schimbăm ceva. Nu să vă uitați la unul ca mine care vine să late pe la televizor să spună niște lucruri adevărate de altfel
să nu se ia nicio măsură. Dar dacă am fi mai mulți, s-a schimbat treaba. Dacă am fi mai mulți. Și asta trebuie să înțelegeți pentru copiii dumneavoastră, pentru viitorul copiilor dumneavoastră. Noi am fost o generație de sacrificiu de 25 de ani. O generație de sacrificiu în binele unora. S-au folosit de noi, de votul nostru și au curățit țara asta, au curățit-o de lucrurile bune. Deci de 25 de ani. Ați văzut și dumneavoastră cu ochii dumneavoastră și în continuare i-ați votat. I-ați votat. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că eu i-am analizat pe toți și nu le-am dat votul. Celor care au făcut rău și ne-au făcut rău, nu le-am dat votul. Am dat votul că observați că n-am fost la partide mari eu, la PSD niciodată și cât o-i trăi eu niciodată. Am fost în PNL că s-a părut un partid de dreapta benefic pentru societate, însă am fost dat puțin afară pentru că am spus niște lucruri. Erați incomod? Am fost incomod și PNL-ul până în prezent s-a știut că e pe mână cu PSD-ul la nivelul județului Gorj. Și am fost dat afară din PNL cu 2 săptămâni înainte de alegeri. De ce? Ca să nu mai fiu ales la Limpești. Dar oamenii din comună mă cunosc foarte bine și în ultima săptămână am reușit de a scos 2 consilieri. Am scos 2 consilieri și le mulțumesc celor care m-au votat și cred că nu regretă, pentru că niciodată n-am trădat oamenii, niciodată, și cât voi trăi eu, când, atâta timp când voi pune mâna pe Sfânta Biblie și voi depune un jurământ, ăla respect din tot sufletul meu. Dar din păcate, ceilalți colegii ai mei consilieri la Limpești nu s-au gândit la Dumnezeu. Dar aveți grijă, vedeți în viața de zi cu zi, că vi se întâmplă lucruri de altfel ciudate pentru voi, firești pentru mine. Pentru că în momentul când a spus mâna pe Sfânta Biblie și a jurat, trebuie să, ca Dumnezeu, să vă dea câte un bumbârnac 100%. Și a început să vă dea și o să vă mai dea. Și în familie, din păcate, nu vouă direct. Și vreau să mai aduc în discuție mizeria de pe râurile noastre din județul Gorj. Uitați-vă pe Motru Sec, uitați-vă pe Galbenu, uitați-vă pe Șușița, uitați-vă pe Olteț, uitați-vă pe Gilort. Le-am pozat, le-am pus pe internet. Pentru ce plătim mediu și atâția angajați de la mediu? Vreți să spuneți și mie? Și salarii super adevărate pentru niște șmecheri care se plimbă doar la comandă politică. Te duci de aia lui atât, te duci de aia lui atât, te duci de aia lui atât. Asta se întâmplă cu instituțiile. La comandă politică. Fraților, cât o să mai meargă? Cât o să vă mai meargă în halul ăsta? Oare nu vă gândiți că vă duceți peste un amărât să-i dați o amendă colosală? Poate nevinovat, dar poate că a îndrăznit să spună niște lucruri undeva. Îi dați o amendă fantastic de mare și acel individ e obligat să închidă o întreprindere în care trăiesc 20-30 de salariați și ați terminat 30-40 de familii. Nu v-ați gândit vreodată la lucrurile astea? Sunteți muritori ca și mine, ca și Gheorghe, ca și Vasile, ca și Ioana. Toți murim. În tron n-aveți nicio valoare. Și nici eu, și nici dumneavoastră. Suntem zero! Oare nu e mai bine să procedați altfel, să vă schimbați stilul de lucru, să mergeți la individ, să-l controlați, să-i puneți în vedere. Băi, frate, uite, acolo nu e corect, acolo nu e corect. Rezolvă problemele astea. A doua oară când vin, dacă nu le găsesc, îți voi da o amendă. Parcă e altceva. Nu să vă duceți ca unii, mă refer la toate instituțiile, majoritatea instituțiilor de control. Vă duceți peste vieții oameni care unii habar n-au ce să facă. Pentru că nu le-a spus în vedere când deschide o afacere, bă frate, uite, asta trebuie să faci ca să fii în regulă, să nu te amendăm. Asta trebuie să faceți, să mergeți la instituții, nu să stați în birouri și când se apropie salariile ca să vă luați salariile direct pe ei.
pacă la 10, la 15, la 20, la 50 de milioane amendă. La... Nu e normal ce faceți. Nu e normal. Suntem umani toți. Toți avem familie, avem greutăți acasă. Mai gândiți-vă că acum sunteți pe funcție. Mâine s-ar putea să nu mai fiți. Nu vă gândiți și la lucrul ăsta? De ce oare nu înțelegeți că trebuie să trăim toți pe pământul ăsta, toți? Și avem cu ce trăi, avem cum trăi, dar din păcate banii se folosesc în scopuri personale. Și de către unii din instituțiile publice astea care ar trebui să lucreze pentru noi. Dar Dumnezeu v-a dat atâtea exemple și din magistratură, și din Ministerul de Interne, și oameni care sunt pedepsiți. Și aveți în fața ochilor dumneavoastră. V-ați pus întrebarea vreodată de ce? Și știți că acei oameni erau vizați de noi ca fiind oameni corupți, făcând rău, luând dreptatea celui care o are și dându-o la ăla care nu o are și pe bani. Asta trebuie să vă gândiți, că există un Dumnezeu care ne coordonează activitatea de zi cu zi. Nu suntem lăsați întâmplători, aruncați pe pământ. Domnule vicepreședinte Leo Belgă, cine va face legea, să spunem, cine va da înclinarea balanței la viitoarele alegeri locale și parlamentare în 2016? Cine va avea votul hotărător? Partidele mari, cele două, sau cele mici care pot să adune voturi și să se așeze lângă unul dintre cei doi poli, PSD sau PNL? După gândirea mea, deci cum aș proceda eu, dacă aș fi un lider de partid, de exemplu cum e PMP-ul. PMP-ul la nivelul județului Gorj este un partid, este singurul partid din opoziție. E singurul, și mi-asum ce spun, e singurul partid de opoziție adevărat din județul Gorj. În rest, este deocamdată, pentru că nu se vede, nu s-a văzut absolut nimic până în prezent, deocamdată PNL și PSD, nu știu, să mă ierte Dumnezeu, nu văd o ieșire din corzile astea. Ei lucrează de 25 de ani la nivelul județului Gorj și nu se vede o ieșire a PNL-ului de sub tutela PSD-ului. Nu se vede. Însă PMP-ul, încă o dată, mă repet, e singurul partid din opoziție. Și cel puțin cei care în 2016 o să iese la vot, dacă ar analiza situația noastră de 25 de ani, și-ar da seama că suntem conduși de aceiași oameni de 25 de ani, doar că se rotesc. Ce-ar fi să zică stop? Hai să votăm un partid cu oameni care nu au mai fost la conducere. Numai așa putem schimba clasa politică din rădăcină. Și îmi doresc încă o dată, și poate mă aude și domnul Nicu Davițoiu, pentru că dânsul e patronul postului și cred că m-a analizat așa ca om. Sper să țină cont de sfatul pe care îl dau eu tuturor celor din PMP. Ca să fim un partid serios și să fim în beneficiu cetățenilor, să fim atenți pe cine băgăm în acest partid. Aș vrea să fie un partid curat, onest și să ne luptăm într-adevăr pentru cetățeni. Și pe această care vă mulțumesc, domnul Davițoiu, că mi-ați dat ocazia să spun absolut tot ce gândesc eu. La alte televiziuni n-am cum să intru, pentru că știți de ce? Sunt ale puterii. Și eu îi înțeleg pe undeva, pentru că nu poți să mai trăiești. Nu poți să trăiești în ziua de azi decât să faci compromisuri, să-l lauzi pe ăla, pe ăla, pe ăla, ca să poți să iei un pas, să poți să trăiești. Dar uite că noi facem eforturi fantastice și uite încă rezistăm. Mulțumim mult invitatului nostru, domnul Leo Belgăr, vicepreședinte PMP, și vom vedea balanța cine o va înclina la viitoarele alegeri.